Astăzi convocat în parte din ședință ordinară. După cum ați luat la cunoștință de invitația transmisă, sunt 4 proiecte pe ordinea de zi, proiecte ce au primit avizul comisiilor de specialitate și, în urmare, pot fi aprobate. Mai sunt alte două rapoarte, raportul privind ducerea în definirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Otuz, adoptate în perioada iulie-decembrie 2019, în cuvânt de domnul primar, și raportul privind activitatea asistenților personal desfășurată pe semestru 2 din anul 2019, în cuvânt de doamna consilier Vucu Daniela. Pe lângă proiectele primite pe invitație, s-au mai inițiat ieri două proiecte de hotărâre urgente, cel privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 85 de metri pătrați, situat în sat Marginea, Comuna Otuz, județul Bacău, în favoarea județului Bacău, și un alt proiect de hotărâre, cel privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE Ecosud S.A. și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 din 16 2019. Proiecte de hotărâre care au primit și aceste avizul comisiilor de specialitate. Având în vedere că v-au fost transmise 4 procese verbale ale ședințelor anterioare, dacă sunt comentarii la cele 4, dacă nu, supun aprobării. Da. Și raportat la cele expuse anterior, spun aprobării proiectelor din zi, completat cu cele două proiecte de hotărâre. După cum ați luat la cunoștință, președinte de ședință este domnul Ungureanu, îl invit să preia conducerea. Bună ziua! Primul proiect. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelelor unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum în Autus. Prețul la top, pe planul 2020-2021. Comisia? Domnul președinte? Ați la cuvânt? Așineva? Domnul Bără. Înceam ștele materiale, se renunță la grădinița din Călcăi din lipsă de copii, da? Din lipsă de copii, ne fiind copii. Ce se va întâmpla cu clădirea aia? Pe clădirea aia noi a fost altă destinație. A fost magazie. Din magazie. Fiind acolo, am transformat-o în grădiniță. O să rămână conservată pentru că oricum trebuie secție, o să fie secție de asta. Poate oamenii se gândesc mai facă copii și atunci o punem din nou. Stă în patrimoniu, conservată. Nu se poate. La utilizare se găsește. Nu se poate da pentru serviciu apă canal. Ar fi bine, dar e dat deja la școală, cum noi am făcut, am dat-o... Am transferat-o la școală. Am transferat-o la școală și nu mai putem face. Se poate face. Știți prea bine când ne-am necăjit, numai să închiriem la o sală de clasă, la Poiarea Sărată, unde stă Gorj și nu ne-a aprobat Ministerul Învățământului. A trecut la învățământ, nu mai merge. Alte discuții? Că o folosim așa, am putea să o folosim, că noi o întreținem, dar legal nu, nu pot. Nu o pot scoate din patrimoniu. Din patrimoniu nu iese. Da. Supunem la vot. Cine este pe? Abținere, potriva? Da. 15 pe 2, da? Proiectul 2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierului local din cadrul Consiliului Local Uitut, care fac parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Uitut. Inițiator este domnul primar. Comisia? Avizul favorabil. Favorabil. Să scrie la cuvânt? A fost desemnat, domnul consilier, suntem de acord cu noi. Cine sunt? Da, trebuie să faci parte din comisie. Da? De valoare. Altceva? Nimic. Până la voi. Cine este pentru? Dorovice, sunteți aici? Da, da. Abținere împotriva? Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din subordinea Consiliului Local Uitus. Comisia? Favorabil, avizul.
Consiliere la cuvânt? Domnul Bogdan, altcineva? Domnul Bogdan. Da, eu vreau să văd, am citit evaluarea și domnul primar știu că era nemulțumit de activitatea domnului Francis de la serviciu apă canal, dar văd că l-a rezultat cu aproape notă maximă la evaluare totuși. Păi omule, având în vedere că și-a băgat pentru pensionare, ce să mai... îi dai cap, îi dai în cap mortului când... Da, și-a băgat. L-ați prins și la evaluare s-a notat aproape de maxim. Asta a fost asta. Dar omul ăsta nu ce suficientul, dacă nu era el, nu se făcea nimic ca marcă la apă. L-ați înțeles. Da. Deci, ce calificativ trebuia să-i ia? Domnul primar, s-a plâns de vânsul. Nu știu că eu nu am fost aici. Și atunci, dar credeți-mă că vreau mai mult, eu de-aia m-am plâns. Dar el ca inginer punea mâna și alții ca muncitori stătea să uita și spunea că îl doare spatele, știi? Vă spun pe aia dreaptă. Pot să vă aduc, el se îmbrăca în cizme și în ăsta. Da, o pot. Cam asta a fost. Alte discuții? Sandru. Domnul Sandru, ați ridicat mâna sau? Nu. Supunem la vot. Domnul Vici, dar nu vă văd acolo. Aici. Da? Cu portocalii, domnul Vici. Ei vă se vede. Face circulație. Și la partea sunt și la partea. Da. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție pe podul rutier. Un gălățar de statul sus cu mâna autorului de sub Bacău. Favorabil a zis. Înscrie la cuvânt? Domnul Soș. Nu reiese din material unde anume exact la gălățarul să va... unde anume? În aval. În aval? În podul existent. Da, aveți acum la... Deci la asta este... cum să spun? Noi am studiat aspectul, am chemat mai mulți specialiști să vadă și toată lumea a zis că cel mai bine este paralel de pod, pentru că le-am întâlnit cu o grămadă de păreri la podul ăsta. Unii să nu dărâmăm podul, să-l lăsăm amintire, să-și rupă copiii gâtul, că așa se întâmplă, se joacă că el putrezește, alții să-l punem direct pe el, dacă îl punem direct pe el, zice, păi ne ocolim nu știu cât, alții să punem de la în amonte, nu în aval, ca să dăm în grădina nu știu care, că în grădina aia zice că a fost retrocedată primărie, dar nu cu acte, nu cu nimica, și când încep să-i tai omului, că așa se întâmplă în comuna Oituza, are atâta grădină în spate și vrea să mai intre când face gardul, 10 centimetri în drum, fără să gândească că nu ăsta. Și eu am zis, asta e părerea mea, dar acum văd că ați venit poate și de acolo o grămadă de oameni din partea... Poți de pe marginea. Eu am crezut că a venit și de și de peste. Dar și mărginile trec pe pod. Și cel mai bine toți au venit cu ideea. Da, un teren. Îl facem puțin mai înspre apă și atunci vine cu o deschidere mare ca să poată și în stânga și în dreapta, acolo fiind o pantă. Dar de aia să face studiul de fezabilitate. O notă, noi te aprobăm, după aceea vedem de bani și după aceea, dacă se aprobă, putem să facem un pod și să vedem finanțarea, în primul rând, că e și finanțarea, că eu aș fi vrut tot Oituzul să fie un șantier sau când o să fie alt primar, că nu se știe, aș vrea să aducă bani de undeva sau să găsească un diamant din ăla mare, să-l vindem, să facem tot un șantier, dar ați văzut multe firme au dat faliment deja, bani din ce în ce mai puțin. Acum ne mai dă ceva de la Consiliul Județean, dar nu știu anul viitor. Deci cam asta. Următor. Domnul primar, a fost o discuție pentru proiectul de... Poți să discutați cu proiectantul de repoziționare în zonă aici. S-a mai putea discuții cu proiectantul chestia asta? E, nu s-a discutat, trebuie să aprobăm întâi și după aceea.
Până nu aprobăm asta, nu. Nu, adică vorbesc după proiectul vechi care a fost. Păi, dar noi întâi facem măta conceptuală, după aceea facem pașii. După aia următor fați altul. Că se fac licitații, se discută cu... A spus că o să discutăm cu proiectantul care a făcut proiectul, să, dacă se poate repoziționa Proiectul vechi. Dacă are înălțime, nu trebuie să facem atâta lungime. Dar pe deschizătura așa de mare la călcări. Da, dar noi putem să facem din, că oricum te obligă legea să faci dic și în amonte și în aval. Și atunci faci dic și e mai ușor să faci umplutură decât să cheltui bani pe un port lung, lung și la... Asta. Cu banii aia mai faci nu știu câte pădețe. Eu nu zic, dar nu-l facem pentru nasul 2. Păi deci, nu-l faci. Păi oricum, oricum nu-ți permite, legea să faci un ăsta pe o singură bandă. Faci, poate de 5 metri și cu pietor. Faci o singură pe o singură bandă. Da, este singură bandă. Păi dar dar lui distanță mare să cedează trecerea. Are rost să cheltui 10.000 milioane când acolo trece o mașină mare, noi trebuie să o facem să reziste la greutate pentru incendii, pentru ăsta. Că dacă ar fi o zonă industrială, să zici că poți să faci industrie, sunt de acord, facem. Să poată finaliza zona agricolă. Fac cineva? Lipsește tema de proiectare. În momentul când se aprobă nota conceptuală, se face și tema de proiectare. Tot, la fel, două pagini se fac și acolo. În general, e copy-paste. Aș vrea să întreb dacă ați identificat sursa de finanțare, pentru că știm că avem atâtea alte proiecte în curs de finalizare. Este un subiect care oamenii din zonă sunt nevoiți, da? Și au nevoie de acest proiect. Ceea ce îmi doresc eu e să nu fie doar acum un proiect pentru a putea face în perioada următoare campanii. Da? Să ne înțelegem bine. Păi dacă credeți că e campanie, nu-l aprobați, domnule. Dați-mi voi să-mi duc ideea la capăt. Că dumneavoastră, de când vă știți, apelați totdeauna, ridicați mâna sau sunteți contra, că vă gândeți numai la campanie. Hai să ne gândim pe termen lung. Campania o să înceapă nu știu când. Dați-mi voi să vorbească. Am atins punctul sensibil. Nu, domnule, dar ridicați problema campanie. Nu cred că face nimeni campanie. Eu abia aștept. Dacă se va duce cu două hârtii în campanie electorală, vă garantez că aceste foi vor fi plimbate din poartă în poartă. Poate dumneavoastră, dar pe mine nu o să mă vedeți că mă duc din poartă în poartă să le promit oamenii. Eu asta voi face. Eu și de mandor le-am spus oamenilor să duc la bun sfârșit ce am preluat. Poate dumneavoastră tot... Domnul primar, vreau să vă reamintesc că acum 2 ani sau un an, când ne-ați arătat niște poze aici cu parcul de la... Mai că plecam acum în parc toți acolo. Da, domnule. Aveați niște poze frumoase, Doamne. Am și acum. Făceam zilele ochi. Și acum am poze. Au venit cei cu... A venit cei cu centenar, a zis că ne dă bani la centenar. După ce nu ne-a dat bani de la centenar, nu-i vina noastră că nu ne-a dat bani, noi am făcut proiectele. După ce nu ne-a dat, a venit tornatorul, a zis că ne face tornatorul, că s-a certificat pădure și o să ne facă. Ne-a amânat pe anul ăsta. Dar astea nu sunt sumi certi, domnule, astea sunt niște panorami de propagandă doar. Centenarul și cu... Da, dar podul ăsta nu este propagandă. În două cuși, acolo, a fost undeva scris să facă. Dacă a venit apă la luat, l-a măgat la urgență, s-au cheltuit niște bani, care puteau fi investiți în altă parte. Dom'le, la alt aspect acolo. Și ăla s-a certificat 2 ani. Nu am vedere să... Păi, dar dumneavoastră știți că era gata și eu de-abia, de la Gazmetan, de-abia... La începutul lunii am luat autorizația. Asta nu știe nimeni. Că pe spinarea mea am făcut, nimeni nu știe. Sau nimeni nu știe că...
cu campanie. Că acum trebuie să dărâmăm. Iată, așteptă 5 ani, alea 5 ani. Domnul Vladu, fii tot un grad, 9 zile. Mi-ați dat cuvântul. Mi-ați dat cuvântul și ați intervenit pe situație, eu m-am oprit. Din bun simț. Vorbiți, din bun simț. Vorbiți, dacă credeți campanie. Noi tocmai asta trebuie să vedem dacă sunt de acord oamenii, unde să-l amplasăm, să știm să facem studii. Da, să înțelegem niște lucruri. Oamenii cred că o să înțeleagă că nu se face anul ăsta podul sau la anul. Cu doar știți cât durează de acord, dar să nu se facă campanie pe două hârtii. Și dacă vreți, vă demontez acest aspect. A fost pus în dezbatere publică bugetul, da? Ieri. A fost pus în dezbatere publică, iar pe lista de investiții, pe obiectivul de investiții, nu este prevăzut niciun pod Gălățană. Cum e problema? Păi e o problemă, dar un an de zile nu știu documente. Păi spuneți-ne, vă rog, pe ce se fundamentează această sumă. E suma care a început-o de la Consiliul Județean, care încă nu a venit și noi am făcut, numai din bugetul nostru am făcut, că ne-a obligat Consiliul să facem. Consiliul Județean de unde știe că va trebui la podul? Nu la pot, domnule. Eu asta întreb. 12 milioane costă podul. Dar podul nu trebuie să am toți banii ca să fac studiul de fezabilitate. Eu am întrebat pe ce fundamentați această sumă. O fundamentă pentru că am fost la fața locului cu un proiectant și el a declarat că lui cam asta a reieșit. Și de ce nu ieși fișa aici, să vedem ce noi? Păi da, cum era studiu de fezabilitate, sau asta e o notă conceptuală. După aceea vine studiu de fezabilitate, după aceea proiectare, dar cumva să știți studiul de fezabilitate. Da, cum faci, domnule? Dar ce nu înțelege că stii notă? Dar are dreptul să o voteze sau nu vota și nu vă mai certa să vota. Nu că nu-mi contează. Domnul Petrișor, să tot discute. Dar acum am avem o șansă. Eu v-am zis un lucru. Eu votez. Dar nu mergeți în campanie. Să nu mergeți în campanie cu această lupie. Dar nu mergeți, nu că ați fost. Nu mai schimbați vorbele. Nu schimb. Dar de 30 de ani, nu se ține pot. Pentru că nu e corect. De atât să nu am de înțeleg. Domnul Bordea a fost în 2016. Campania este un act politic pe care îl discutăm în fiecare cu domnul primar a fost în zonă și a zis, facem podul. Au trecut 4 ani și nu s-a făcut nimic. Dar a venit domnul viitura e mare. A lăsat proiectul vechi deoparte. Eu am fost acolo, domnule, și am zis că fac podul. Da, oamenii așa mi-au zis. Domnule, noi votăm pe domnul Podea că ne face podul. Înseamnă că minți împreună cu cine. Asta s-a întâmplat. Așa au zis oamenii în 2016. N-a venit podul domnul Coș peste noi. Problema care este? Adică voi că la vot se decide. Ne-am dorit ca să rămână un hârtie. Domnul Stăraia, să nu știți proiectul ăsta. Când ați făcut proiectul de apă, când s-a făcut proiectul de apă, hotărârea de Consiliu pentru proiectul de hotărâre pentru apă, nici nu era terenul nostru și a făcut. S-a făcut un proiect, îl avem în vedere, de-aia s-a făcut proiectul. Proiectul la Biserica Catolică, de când e făcut hotărârea de Consiliu? Din timpul lui domnul nostru așa aproape, nu? Și de-abia acum, anul ăsta, se pune în aplicare. Trebuie să fie ca să poți să aloci banii, dar dacă nu-l aprobați, cum alocăm banii? Banii se aprobă în buget, nu pe notă conceptuală. Dacă nu pornim, n-am timp să facem nimic. Total de acord. Total de acord. Toate ne blocăm cu... Cum adică? Da. Dacă nu gândim și așa nu mai face următorul primar care o fi, nu o face, că nu, cine și cine o fi. Nu, chiar dacă sunt eu, chiar dacă domnul sau poate nu fi aici consiliu, dar este bine de să facă treaba asta. Este o prioritate. O să o faci tu, poate, ca să fii primar. O să fiu primar. Poate am să văd eu. Numărul 6. Lasă că tu două cătii. Trebuie să încercăm să facem ceva în comună, să nu se ne certăm pe la ședințe, că ce să-și facă propaganda. Încercați tot să încercă. Ei, și de făcut cum am primit cineva să-și angajamentul să ducă de un lucru aprobat și dus până la final. De ce nu a fost dus proiectul vechi? Că a fost o sumă mare. Fiindcă v-ați șerbat în ședințe cu amplasarea locației. A fost 34 de miliarde cu două benzi. Și asta e 23 de miliarde cu o bandă, da? N-au fost toți cetățenii, n-au fost domnul, dacă dumneavoastră nu știți. Au venit cetățenii aici și n-au fost de acord cu totul. Nimeni n-a zis că nu-l face. Dumneavoastră ne-a zis că este o sumă mare. Da, în ședință ne-a zis.
Bă, nu mai vorbi că sunt consilieri vechi aici care știu. Cine nu vrea să voteze? Ce minți oamenii? Domnul președinte. Dacă mă doar să decide. Până la urmă, hai discuta contradictoriu. Cine este pentru? Abține? Împotriva? 15 voturi, da? Da. Se face pot, dacă nu se face. Trebuie să se facă. Adaug proiectele care au fost aducate astăzi, da? După aia rapoartele. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uș și a unui drept de servituri asupra terenului, rapoartele 85 de metri, situată în sat marginea comunei Autuz, județul Bacău, aflat în domeniul public al comunei Autuz, în favoarea... Aici ce pot să eu să vă spun despre ce-i vorba? La Catarama, nu? La Catarama, ca să am vorbit la Consiliul Județean și la drumul județene să fac un post să nu mai inunde casele alea când vine apa mare. Și de 2 ani de zile mă necăjez, mi-a pus în problemă, mi-a pus în sarcină, întâi să fac șanțul ăla petruit. Până ăsta. Și acum, de-abia acum, trebuie să-i punem la dispoziție terenul ca să apuci în primăvară să facă podul. După ce face podul, face și vreo 30 de metri încolo spre pârâu și restul să face noi să coborâm cu drumul în jos, să nu mai inunde casele alea. Că ați văzut, nu s-a dat nici acum când s-a inundat casele la Roșca, n-a dat niciun ban. Păi da, tu noi... Păi dai drumul județean, n-a avut treabă nici domnul... Și nu trebuie să dea o garanție la asta, nu? Că acolo am văzut, deci apă de un metru intrat în casa. Păi eu știu, eu spun ce vreau, ce m-ați bătut eu să fac. Dar cineva trebuia să supravegheze lucrarea sau unii... Păi dar domnule, dar nu e al comunei, drumul județean nu e al comunei. Ba da, de ce stă apa în rigurile alea? Vechi, așa, apa, să vă spun eu de ce. Eu am vrut să cumpăr, deci vă spun pe aia sincer, eu am vrut să cumpăr terenul ăla de, unde e podul făcut, unde e proiectat un pod. Și am vrut să-l cumpăr, mi-a cerut 8 euro pe metru pătrat, Gogu Sânel. Dar n-au fost de acord nici Gogu Sânel și nici... Și am zis, dați-mi, domne, voie, între alea două loturi, fac eu un șanț și să duce toată apa, că așa ai făcut drumul. Nici vonoc. Duc apa, fac o țeavă mare și se duce în conductă. N-a fost niciunul de acord. Eu vă spun, mă duc acum și săp să se ducă încolo, să vedeți ce ceartă iese și o să astupi la fel, exact cum a pus omul ăla să nu mai vină apa, a pus balastru în șanț. Da. Nu-mi dat curta. Altcineva? Discuți pe acest... Eu vreau să salvez cumva. Ați văzut, am făcut acolo două șanțuri că și la Pruteanu inunda. Acum s-a desfundat drumul, s-a duce apa. În prima la Pruteanu, s-a făcut și acolo traversare. Bă, dar merge mai traversare. De desubt apa, acum s-a desfundat. La Pruteanu nu este. Este treaba construcției. Să găsați cu soluția. Acolo de părău care vine din țară, este la Moșescu. A fost un șanț care se făcea, era un șanț care venea și la Moșescu și l-a rutat. Nu s-a făcut cu vreo. Deci era cu urmata, trebuie desfundat. Dar trebuie desfundat. Și dacă poate să, chiar eu să fiu acolo, să vii în poartă la mine, pot să zic eu ceva, e drumul, e terenul, e a primăriei drumurile. Drumul. Poate să dispune, poate să... Și complicat cetățe, păi să-ți faci podul, dacă nu în fund mie șanță aici. Eu acum, dacă ați observat, am făcut. Nu se poate face chiar... S-a făcut puțin, domnul primar. S-a făcut puțin. Domnule, adică nu vedeți, dar credeți-mă că mandatul meu, fără, nu fac publicitate, vă duc pe hârtie, am făcut 16 poduri. Domnul primar, s-a făcut podul de alegă. Există Poiana Sărată, există Hârja, există Leșunțul, există... peste vale, dacă vreți, eu vi le pun. Nu le-am afișat să spună oamenii... Dar alea poduri podieții, da, poduri podiețe, păi da, peste tot podiețe, dar podiețe care nu se mai... Și aici avem proiectul cu asfaltare pe margină. Da, dar trebuie... A fost prevăzut cu țeavă și acum am vorbit cu diriginta, transformăm cu peuri. Și podul ăsta cu țevile astea trei, care de la țevile astea încolo era prevăzut modernizarea. De exemplu, la Pou, unii trebuie un podeț acolo. S-a făcut la faraon, s-a făcut exact pe șanțul care era, s-a făcut o șură acolo, construcții. De ce li s-a dat voie? Băi, unii îți faci tu, te-am plasat construcția asta? Exact pe șanț. Acolo când se umple și-o varsă apă. Iese dincolo la Lupică, la Marian, iese la...
pe drum, se duce apa pe drum. Iar drumul cum ai făcut, care e pentru asta, pregătit pentru asta, e cu scurgerea la apă, vine la vale, la vale, către mine, către... Când eram copii, era șansă. Pe lângă gardul Bou, era șansă, apa scurgea exact la... La Bou, la... Când a fost apă și când m-a dus acolo cu Faraon care am lucrat, m-a făcut cu și cu oțe și noi lucram acolo și el... Dar cum a fost și el nervos că i s-a inundat casa. Păi dai s-a inundat, dar nu-i vina... A fost vreodată după ce plouă tare. Nu-i vina mea, nu-i vina mea că... Bă, ăsta... Știți că durează... Știți că durează proiectele? Acum s-au făcut proiectele. Ia să vedem când trece drumul. Când am început să decopertăm, toată lumea s-a ridicat. Unul nu cedează o palmă de asta. Și critică, că-i drumul îngust, că ăsta trebuie și dumneavoastră să fiți înțelegători. Sau jos de la mata, doar de, hai, uite, vorbim pe aia. De câte ori te-a rugat, hai mai să tragem puțin. Dai să lărgim drumul acolo. Domnul primar, că acolo ulița aceea a fost o simplă cărare. Da, nu a fost. E din stata, de la mijlocul drumului și până unde este gardul. Acum sunt 2 metri. Da, eu te-am înțeles. Aceea a dat de-a lungul grădinii, a dat tata. Da, eu te-am înțeles. Să vin, eu te-am înțeles. Și atunci vrea să-ți lu vecina, păi taie-ți gra... Păi, femeia să plânge că îi dărâm în colțul la casă care a ieșit în drum. M-a dat, te-a rugat, hai să lărgim puțin, că nu pentru mine, pentru noi toți, am zis. Am decopertat, acum n-am avut timp să mai aducem balastru, să punem acolo. Domnul primar, pe ulița aceea a intrat șofer, dar și profesiunea este aceea. Cu mașina asta care e de la Romprest, a intrat cea de cu mine, a agățat colțul. Dar altul i-a agățat colțul, pentru că nu a fost atent. E tot aceea, Domnul primar, mai e o problemă. E una a luat... terenul lui Cozanu Cornel, din cap în cap, pe lungime de 200 de metri, să cedeze un metru pe toată lungimea și alta să cedeze la care au interes partea stângă, că ea dă din curmezișul la bucată. Dacă se trage 2 metri înăuntru, ori 12 metri, sunt 24 de metri. Nu sunt 400 de metri pătrați. Toată lumea vrem modernism, dar... Da, dar trebuie să înțelegem cum te-ai făcut modernismul ăsta. Nu facem așa din birou. Facem în fața locului. Noi putem face și, dar la urma urmei putem să facem... despăgubiri și să lărgim, dacă vreți. Dar uitați, acum avem o hotărâre să tăiem toți copacii. Când ne-am dus cu nucul ăla de la Gogu, care duba aia s-a tăgățat o bucată de dubă, oleu, s-a ridicat tot în cap de ce tai copacul. Dar uitați, avem hotărâre acum să tăiem gratinii mai la fare. Păi nu, Bou îi spune la... Bun, el vrea să tai omul, dacă eu numai că îi copacem mai Italia mai joasă, am avut cireș, care trebuie să tai din acuanțat din aireie. Acum avem hotărâre de guvern, trebuie să trecem să tăiem toți copacii care atârnă. Dar stâlpii care la mini grădină, de exemplu, la mini grădină. De la Ion, Ienier, Dracu, care cum sunt acolo și aia. Eu, sub rândul cel, eu acolo nu pot să pun un pom ca să duc mai sus, să-i dau drumul din care ajung la fire. Am făcut hârtie, ți-l aduc pe băiatul de la ISU, este una doamna Poche care nici nu stă la noi și pot să vă dau 100 de exemple și au făcut din ăsta pentru vie, colibă de vie. Și în loc să-și o pună la el, să se aplece la el, a pus-o în drum, de nu poate să treacă mașină. Le-am făcut hârtie, acum a trebuit să trec la amens. Păi nu am ce să fac. Știi, dacă poți în drum, asta că eu pui să duc în drum, și când s-a făcut cazul aici în comun, când a intrat, când a băgat gazul, cu prioritatea a fost centrul comunii și satul marginea. Nici nu s-a avut de ce a fost. De mult, de 2 ani. A fost, când s-a adus, automat, după aceea s-a, domnul să o lăși. Nu înțeleg de ce se asfaltează prima oară și nu se bag utilitățile prima oară. Apu și camizat. E la mintea Mincoșului că trebuie făcute astea prima oară și după aia asfaltul. Eu am venit la dumneavoastră și m-am spus că fosta e mai mic. Trebuie să o vită așa de 3 ori pe an. A zis domnul primar și nu pot să-ți dau hârtii să aplot pentru că facem canalizare. Că nu ai voie ca să... Nu e, dar canalizarea când vine. Atunci, dați-vă, fost să treacă. Vreți să vă aduc proiectul? Vă aduc proiectul să vă arăt proiectul de canalizare. S-a făcut studiul de fezabilitate, 42 de kilometri de canalizare. Unde? Începând toată comuna, Oitus, toată marginea... Satul Oitus. Satul Oitus, da... Satul Oituz,
peste vale, margina, ferăstrăiul, domnule, nu vine. Și costă extraordinar de mult. Asta pe etape trebuie să o facem. Domn primar, asta e extraordinar. La noi dacă se toarnă, trebuie să vedem de unde-s banii. Omule, până se face, trebuie să înțelegi. În momentul când s-a turnat asfalt, 5 ani suntem blocați cu canalizarea, cu gazul și cu restul. Dar tu crezi că găsești bani ca să faci... Nu e un capăt de țară, un kilometru, că atâta e important, prioritate acum. Un kilometru de drum, care vine turnat asfaltul. Acolo ce ai băgat. Restul... celelalte uliți laterale, stânga, dreapta, nu e urgența numărul 1. Fără proiect, da. Nu se face. Dar se face proiect în problemă de zi, domn primar. Nu, da. E un capul de țară la un kilometru de apă, de canalizare și de gaz. Domnul Popor, de când ai câștigat licitația la dispensar? Ia zi, hai, dă un exemplu. Deci, a trecut un an de zile. Dar de ce ați oprit-o? Păi da, eu am oprit-o, păi da, ai câștigat-o, zbate-te de asta. Deci, păi nu, ați oprit lucrarea, domn primar. În devizii a ieșit altă sumă, da. Care n-a făcut-o, eu făcut-o proiectantul l-am adus eu, l-a adus tot primăria. Păi cum, ai făcut-o asocierii, domnul Grongu, ai făcut-o asocierii. Nu contează asta asocierii, e vorba că... Te-ai zbit de hârtie, de ce n-ai umblat? Spuneți oamenilor drept, nu fără minciuni. Păi eu drept, de ce? Că dumneavoastră ați oprit lucrarea, nu eu. Eu am oprit. Ba da, a zis că nu, odată ce s-a modificat devizul, oprit lucrarea, scoate la licitație din nou. Dar domn primar, într-o țară civilizată ar fi normal, întâi canalizare, gazii și după aia asfalt. Așa văd eu lucrul. Domn primar, așa cu casă, ce am făcut? Turnăm asfaltul, dăm un centimetru și după aia turnat asfaltul. Da, corect, bun exemplu. Puteți bine mersicuri. Dar nu vreau, domn primar. Și vară și iarna trebuie să mai mai mult. Păi, facem. Domnul, hai să încheiem proiectul. Hai să încheiem. Să pun la vot proiectul. Da. Partier, împotrivă. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor a operatorului SC EcoSud și aprobarea actualului adițional numărul 2 din contractul 1078 din 16.04.2018. Comisia? Adică. Înscrie la discuții? Proiectul ăsta mi-a venit acum. Domnul 5 minute. Proiectul a venit aseară. Noi prețul l-am fixat pentru cetățeni. Nu mai afectează prețul ăsta. Dar problema este trebuie să facem publicitate cu oamenii, să nu mai măture în curte și să pună praful. Că praful poate să-l pună și în marginea ăsta. Nu să-l ducă praful la Bacău. Că noi de-aia se ridică prețul. Noi dacă n-am aruncat piatra, cenușa și ăsta, ar scădea prețul. La asta, da? Noi plătim la kilogram. Toată lumea pune orice acolo. Uitați-o, noi, Comuna Uituza, are cele mai multe containere pentru reciclabil. Credeți-mă că ridică capacul și bagă gunoi în loc să bage sticla, hârtia sau asta. Domnul primar, bună, nu fiecare plătește gunoi pune, nu sunt termine cu așa ceva. Trebuie cântar la mașină. Eu dacă plătește altul și 10 ani. Poate ce vrea, da, nu e normal să pun. Când ai cântări gunoi, nu mai pune piatra balastă. Trebuie să terminăm cu tâmpenea asta, că cineva plătește și are mașină de 300.000 de euro și nu își permite să cumpere un cântar de 100 de euro. Sigur, da. Dar la nivel de adis Bacău s-a discutat. Problema este că mai are anul ăsta operatorul respectiv contract și la anul să ridic atunci. Băi, tu ai văzut cum ne-a pus anul trecut, ne-a pus propriile pe toată pe fondurile primării. La toată care este o societate care are niște bani, fără să facă nimic. Asta e adevăr. Trebuie să spunem oamenilor. Se luată contractul pentru noi. Primăria trebuie să facă contract direct cu Romprestul, nu cu Adisul. Adisul e o altă societate care mai crește bani de la tot contribuabil. Domnul, vă vorbiți în necunoștință de cauză. Domnul Osolo s-a chinuit o grămadă să țină pe domnul Lupică sau când era operatorul de la Onești. Și l-a desfințat. Mediu, a desfințat La Comănești, a desfințat serviciul de colectare unde avea cu fonduri europene. Nu i-a mai dat mediu autorizație de funcționare. Și a vrut să înscris în Adis Bacău. S-a dat lege cu mașini cu Euro 6 și normal că ăștia vinci care aveau mașini mai vechi au fost scoși din cătul de sarce, că le-a permis. Nu sunteți de asta. Ba da, toată lumea era mult mai... N-a fost de vină domn primar sau dumneavoastră că s-a scos... Convenea, dar este la nivel de țară. Dacă urmăriți televizor o să vedeți și Clujul. Deja intrăm în infringement. Noi avem noroc
că totuși... Dacă sporez, deci nu pun cântare pe mașină. Cel mai simplu. Duc o tonă de gunoi, o tonă plătesc. Duc 10 kg, 10 kg plătesc. Nu. Simplu ca bună ziua. S-a discutat la nivel... Nu li convine la Bacău, că nu mai duce tone. S-a discutat treaba asta, a zis că o să discute, dar până nu se închide contractul. Mai avem un an să termină contractul și cine mai ajunge, vedea ce face. Așa ne-au băgat pe gări când am început noi. Eu pot să vă spun că s-a recolectat de la oameni 800 de mii și noi am plătit 1.200.000. Diferența nici acum nu știu de unde o punem. Deci asta nu-i corect, domnule, să facă... Păi nu-i corect, domnule, dacă nu plăteai, nu mai ridica gunoiul. Să ia bani direct la cetățean, ce treabă are cu primar? Problema se pune la faptul că ei facturează pe kilogram, da, la tonă, și noi plătim la persoană, ceea ce este prostie. Pentru că nu pot să mă facturez pe kilogram să plătesc pe persoană. Da? Într-adevăr, s-a pus în aplicare hotărârea guvernului, poluatorul plătește, dar s-a dus pe jumătate, pentru că dacă s-ar plăti de la cetățean pe kilogram, cum zic, cu oamenii, cu cântare la mașină, ar mai fi această problemă. Cred că suntem cu toții conștienți că aici este interes mare, că se câștigă foarte bine și ni se bagă pe gât și acceptăm mereu. Amintiți-vă că am pus această problemă de mult. Da. Domnul Petrișor, eu ca primar zic că sunt prost când mă duc în comisia asta, da? Dar acolo mai sunt primari de orașe mari, care sunt tot asociați. Sunt alți primari care au consilieri, nu știu câți consilieri personal. Și pe probleme de mediu și ăsta. Și aia când vin documentați. Comăneștiu este un om foarte deștept și este din opoziție. Și tot, a vrut, n-a vrut, tot la adis este. Baciu de la Slănic, tot la asta. Asta pentru că majoritatea primarilor acceptă această stare. Deci să fim conștienți, da? Într-adevăr, e o decizie la nivel de județ, nu de Consiliul Local. Dar aici trebuie făcut lobby între primari, astfel încât să se schimbă metodologia. Pentru că ADIS-ul este compus din OAT-urile de la nivelul județului. Dacă acest ADIS, care este majoritar din primar, iau alte decizii, așa se întâmplă. Domn primar, am spus-o de mult. UAT-urile, nu este corect ca UAT-urile să desfășoare activități pentru o firmă privată. UAT-urile s-au asociat într-o asociație ADIS, da, care a contractat serviciul public de salubritate. Ce salubritate? Deci, vedeți, e ceva spus mai devreme. Nu sunt, de exemplu, UAT-urile sunt... Eu îi plătesc ADIS-ului care e reprezentantul nostru. Domnul Gino, ce v-am spus mai devreme? Că ADIS-ul e altă societate care... Nu-i societate, domnule, nu înțelege. ADIS-ul nu-i societate. ADIS-ul e organizația comunelor din ăsta, care... Asociere. Are un consiliu de administrație. Noi plătim o taxă anuală din care ei se organizează și când nu poate să ducă fiecare primar să ducă la EcoSud sau la Rompres. Vorbim degeaba, la anul când se schimbă contractul trebuie să avem mare grijă atunci. Acum, ei vor să pună cântar. A zis Beli, a semnat și a semnat toți primarii din județ și asta a fost treaba. Supunem la cum proiectul. Cine este pentru? Noi am făcut, eu deja am făcut cu doamna Lenuța Hârtie acum la Ministerul de Finanțe să văd dacă ne dă voie să finanțăm ca să fim legali cu finanțarea, dar ce nu se acoperă de populație. Că dacă nu ar înțelege populația să reducă gunoiul, doar știți cât gunoi adunăm noi. Nu o să raporteze de la Rompreț că au dus mai puțin gunoi. Că nici nu știți cât gunoi duc. Noi nu participăm, domnule, la... Amestecă și cu noi, eu venim așa la pârgărie și în capul gloi și la uici de la margine. Exact. Păi ce faci, frate? Unii cântărești cu noi, la uici, toți la pârgărie. Cum verifica mașina când intră în comună? Să vadă dacă este goală. Nimeni. Nu. Dacă am încărcat din bagă, cu noi de acolo vin aici. Am încărcat mașina seară și a mai rămas jumătate, clar că nu duce la Bacău cu jumătate.
jumătate, nu? Niciodată. Vinim la Oitus. Și l-am deja mașina jumătate încărcată. Nu am venit care poate să verificăm mașina când intrăm comună. E goală sau e plină? Ia din partea e turbina mare și ia cu noi. Și zile întregi care vine, jumătate, jumătate. Și încarcă și încarcă și Oitus. Ne-i pune nouă să plătim cu noi la oră. Dacă nu ne interesează cum pasă de bani viața comună, uite așa se întâmplă. Plătim. Și dacă plătea cetățeanul fiecare cât produce să plătească, atunci nu mai trebuie să plătească primăria diferență la 800 de mii la 1.200.000. Păi ce treabă are primăria cu șmecherul care nu vrea să plătească, nu? Eu am făcut o tonă! Sunteți vreau să obligați să plătesc mie tonă? Nu! Eu am plătesc o tonă! Vreau să plătesc 100 de grame! Nu e corect așa! Nu se verifică! După Crăciun, al șaptelea este raportul de venit la deprimire. Mașina la ora 6 dimineața. Și n-am luat nimic. Și n-am luat nimic. Ba, a trecut la 7 și ceva. Dacă veneau după amiază, ce nu scotea bunul la 7? Păi, și la noi la marge a trecut, tot într-o viteză să... Nu era niciun tonderol la oram, ne era zău, bine. Problema este că... Îți câte bunuri au predat la Bacău. Păi tot atât au predat. Asta garantat, fără discuții. Problema e că nu asistă nimeni la colectare. Domn Petru Jancur, asta este, că la colectare noi am mai pus polițiștii și... La un moment dat șoferii ăsta, oameni din spate, zice, nu că la agenți economici putem să le luăm moluzul. Nu este adevărat. Pentru moluz trebuie să comand separat. Pentru că există lege acum când dărâm omul casa, trebuie să aibă contractul cu Rom Presto, el să-și aducă container, noi am închis ochii. Dar legal nu trebuie să-ți dăm autorizații, dar dacă îți fac treaba asta, iară vă urcați în cap. Și pentru un acoperiș să-ți dau autorizație, trebuie să-mi aduci contract de la ăsta că ai un să pui molozul, că trebuie o grămadă de chestii. Așa. Domn primar de la Rom Presto s-a spus la șofer, o secundă. Hai că trebuie să vă adică, 10 secunde. Raportul vine pentru așelie comună autos, cum mai văd la cuvântul? Adoptat intrada iulie, deci în urmă. Să nu cumva să vorbești. Ce tipul de deranjează? Da, vine diversă și discutat cu domnul. E la curbă de gunoi, de asta am. Revenim la gunoi. Nu am discuții. Discuții? Aș fi aici primul în legătură cu acceptarea ofertei de donații la doamnelor Brădurescu, Adriana Mădruncin. Da, domnule, deja azi am semnat, trebuie să plătim 2000 și ceva taxa de asta. Am vorbit eu personal cu doamna, ne-a trimis 2000 de lei trebuie actele, 2800. Donație. Se rezolvă până la sfârșitul februarie. Deci să pun taxa și gata, că s-a semnat. Pentru că am trimis la o adresă greșită, a fost o greiare, două locuințe. Și vă arăt pe telefon, am vorbit eu personal, cu toate că am rugat, băi, vorbiți. Da, am vorbit personal, știe românește, că am zis cu nevasta lângă mine, băi, dacă nu știi românește, o pun pe nevasta, în franceză. Și știa perfect românește, foarte amabilă. Zice, domnule, dacă eu am pus un birou de avocatură să mă reprezint, nu știu de ce cere asta, dar dacă nu, mi-a dat numărul de e-mail, mi-a dat tot, a trimis prin e-mail că a luat la cunoștință și la noua adresă i-am trimis hârtia, că ăștia cere cam înștiințat, o să-i dăm hârtia de la poștă, cam înștiințat, confirmarea. Și acum deja se semnează actele, că cadastrul nu vrea. Pe linie dreaptă. Cu schimbul de terenuri, deja am trimis ieri la tornator, noi avem două terenuri, unul care l-a cumpărat domnul Osoloș, unde a forat domnul Ticu să vadă și a văzut că nu e apă. E zborat, dar nu este. Da, iar ea. Și fost acolo. Da. Și am mai cadastrat încă într-un loc. Le-am trimis pe astea să vedem dacă sunt de acord cu astea două ca să ne cedeze cel puțin captarea, ca să putem să modernizăm captarea. Noi nu putem să modernizăm captarea până nu suntem proprietari. Și după aceea să schimbăm, dacă ne dăm Negru Ponte, să schimbăm asta. Numai că acum apare o a doua, s-a schimbat codul administrativ și trebuie făcut vânzare-cumpărare, nu mai merge schimbat. Noi vindem lor, noi cumpărăm de la ei. Dar este mai bine că este o evaluare și... Nu să știi. Da, și sperăm să intrăm atunci în legalitate. Hârtia este dată pentru modernizare apă, este dată la proiectare la Iași
ca să putem să facem și cu filtrare, cum a zis proiectul domnului Petrișor, cu filtrare, dar până nu suntem proprietari, nu putem să investim niciun ban. Raportul 8. Al doilea raport. Privind activitatea ascăților personale desfășurată în semestrul 2019. Hai să schimbat ceva. Domnul Apostol. Banii vin de la guvern sau... De la noi, domnule. Dacă puneam și așa suntem, dacă ar fi să dăm la toți bani, cum e prevăzut cu asistența asta, n-am avea nici de funcționare. Dar 90% vine de la guvern, domnule. Nu mai vin, domnule. 7. Deci, s-a schimbat? Da. Da, domnule, acum de la și tot e de la primărie, așa că trebuie să... PSD-ul. De anul trecut. Deci totul se susține de la buget. Toate... 47, a zis. 47 subvenționează. 53 de la primărie. Este destul de dificil. Și la anul pot veni cu 10%. Suma e mare? Da, și suma nu este. Poate să o reducă, că el ne-a dat maxim, dar suma este. Nu-i fixat atâta. Poate să fie numai 10% sau 5%. Nu e. Hai. Acum avem invitații. La diverse? Vă rog care să se ia cuvânt? Nu. Acum, uite. Domnul Bucur, domnul președinte. Dar nu contează. Dar rămâne la domnul Bucur, ați rămas la ca să vă terminați discuția cu... V-am făcut parte de celor corelea de la capăt. Cu gunoiul, da. Rom Presul le-a dat ordin la băieții pe mașini, nu le dau nume, poate au probleme, să nu mai întoarcă niciun container înapoi. Care două ture de asupra. Să chinui să-l pună pe mașină, s-a întâmplat când a agățat de mașină, mașina are hidraulic, buncărul care îl ridică sus, s-a rupt, a rămas tomberonul, era plin cu piatră, cu ce era plin cu balastru, a rămas tomberonul, s-a rupt mânierul, îți dai seama câtă greutate. N-au voie să refuzi nimic, trebuie să pui tot acolo, cu carcă cu beton, cu betonul duce la Bacău. Au nevoie de tonaj. Asta e frate, asta dorești, pui cântar pe mașină și nu-mi păcălești pe nimeni, nici eu pe el, nici el pe mine nu mă păcălește. Poluatorul plătește, dar la ei nu se respectă chestia asta. Ei bagă din burtă. Și dacă eu dau o tonă de gunoi, o tonă plătesc, m-am zis, dar nu dau 10 kg și plătesc o tonă. Ca și la societăți. Păi nu putem compara societățile una cu alta. Păi o societate care are un domeniu de activitate și desfășoară, cum e camping, un exemplu. Păi pui ca un butic din ăsta care duce 2 lăzi de gunoi pe săptămână. Nu o să compar una cu alta. Acum, domn primar, știți dumneavoastră bine că am făcut cereri de gaze, sunt 3 ani de zile. Vreo 100 și vreo 80 de cereri le-am adus din satul Margine. A zis atunci că dacă ați văzut atâta așa număr de cereri, că lumea cere să aibă gaz metan în sat, este satul Margine prioritate că cele multe cereri la margine sau, de la Margine s-au adus. Uitați că a trecut 3 ani jumate și nu s-a făcut nimic. Nici hai un metru de gaz. Hai să încep. Și am făcut treaba asta din timp. Știam, trebuie proiectare, trebuie aprobări. Gata, am înțeles. Dați voie să răspund. Sigur că da. Hai să începem cu începutul. Noi, acum 2 ani de zile, am făcut o extindere de gaz unde, pe comuna Oituz, care se face, extinderea se face în colaborare cu EON. Noi am pus 300.000, EON a pus 100.000 extinderea. De 2 ani de zile, de-abia acum au scos la licitație. Pentru aprobări, pentru proiectare, pentru asta. Și de-abia acum o scot pentru o modificare de conductă și asta, până la pod, la asta, la boacă. Atâta a vrut să e onus ăsta, să... Dacă problema este acolo, spuneți că mergem acolo, domnul primar. Așteaptă-ți ăsta. Acum, să făcuți un fond de investiții, când era PSD-ul. S-a făcut un fond de investiții care s-au închis, unde puteam să luăm ca primărie bani pentru gaz, pentru asta. S-a închis fondul respectiv. Deci, trebuie în primul atunci rând... Atunci nu știați de fondul, ori nu ați putem? Când a fost fondul, n-aș știu de el? Ba da, dar când noi am făcut hârtie, deci la margine, ca să nu vă lăsați induși în eroare sau mințiți, la margine s-a făcut hârtie, EON trebuie să vorbească la ANRE să concesioneze distribuția. De-abia după ce concesionează distribuția
la margină, de-abia după aceea se poate începe hârtiile de... S-a făcut pasul ăsta, s-a luat legătura, da. S-a... Apul și canalizare, când se face? Încheiem cu gazul. Deci cu gazul, până nu faci concesiunea, nu se poate face de noi niciun ăsta, niciun proiect de extindere gaz. Cred că ar mai trebui presat puțin, nu știu. Și cât s-a îndurează, domnul primar? Cât, dacă sunt 3 ani de atunci? Domnule, cât mai așteptăm? Vă dau un exemplu. Domnul Osoloș a făcut și pentru că s-a greșit la Boiana, la Ferăstrău, nu s-a scris Comuna Oituz, a scris Oituz, la casa. Și n-a dat drumul la gaz. S-a scris Sat Ferăstrău, Comuna Oituz. Da, Sat Ferăstrău, la separat de Comuna Domnul Primar. Nu ne amestecăm. Și n-a vrut să lege. Și n-a legat. A legat domnul Osoloș. N-a legat. S-a necăjit și domnul Osoloș și eu m-am necăjit. Și datorită lui Butnaru, care m-a învățat, care e băiatul de la gaze, până n-am scris la directorul De la Târgu Mureș, dar la neamț, nu la români. În românii eram cu o doamnă, atât am dat la telefon și eu și Bâsc, cât am înnebunit. Și am făcut cu Bâsc o hârtie și cum a scris neamțului, ne-a dat aprobarea, trebuia 3 hârtii să dea ăia de la Târgu Mureș. A dus la ANR și după aceea a început legătura la gaz. Dacă nu se poate și da. Noi vreo luăm inițiativa noi atunci. Ne într-un microbus, într-un autocar și mergem la Târgu Mureș. Târgu Mureș, nu-i problemă. Dar nici ieri, dacă mergem acolo, nici ieri la primăria să nu s-a am de 3 ani depus să cer. 3 ani să ne iau. Nu e un an. Nu e o lună. Și acum vine asfaltul, vine asfaltul și ne blochează 5 ani cu asfalt. Că nu mai intră, are garanții cu asfaltul. Noi am cerut, domnul Gogu, ca să poată să aprobe ăsta, nu le facem 5 ani. Degeaba ne amăgim. Eu vă spun sincer, nu poți să facem 5 ani și ăsta. Se începe de jos. De jos am început, domn primar, de asta am făcut cerere. De jos am început. După ce am făcut cerere. De ce ne-ați spus atunci? Băi, băieți, uite, ați făcut cerere, ați făcut primul pas. Mergeți la ei, cu fără aprobarea lor. Mergeam acolo, domn, nu telefonic. Mergeam la ședință. Dar nimeni nu vă oprește să vă duceți dacă voi. Dar dacă nu spuneți, domnule, nu depinde numai de noi. Uite, noi am făcut toți pașii, până într-un punct. De aici acolo depinde de ei, nu depinde de noi, ca primărie. Ei, dar n-ați spus nimic. Gata, să faci marginea, să puni gazul la margine, că aveți cerere cele mai multe. Așa mi-a spus. Dar eu nu știu, așa, domn primar, așa mi-a zis, cele multe cereri are marginea și prioritar e marginea. Nu asta a spus cu gradul ăsta, acum nu. Eu am zis să face cereri. Acum a venit cu camere și filmăm și se discută. Dar am făcut cereri să-mi ies. Păi și ce a făcut? Nu vorbesc, că... Înainte de alegeri, mi-a spus drumuri, gaze, apă... Lemnul evidează că îți mai spun pică la Constanța, la uite. Și n-a început să facă, domnul? Nu. Nu e un metru de gaz, de canalizare, de apă, nimic. S-a făcut grădiniță, s-a făcut poduri, și unde care e, da, acum nu vă face nimeni publicitate, întreba tot domnul Ungureanu. Acum începe, dar n-am nevoie să vezi. Suntem într-o altă tehnologie. Am înțeles, dar spuneți-i că faceți publicitate. Eu n-am nevoie să faceți publicitate. Nu, dar nu ce am spus. Domnul Ungureanu. Și nu am spus. Acum 2 ani voiați podul cu 3 benzi. Da? Sunteți de acord? Să le spuneți vecinilor că acum îl vreți cu bani. Da? Bine? Păi nu, dar duceam la ceva. Cam din iunie de anul v-ați schimbat. Și asta e bine, se vede foarte recalcitrant. Oricine a venit, dar acum cred că de la Dumnezeu să vină iară. Eu cred că ar trebui să insistați mai sigur. Dar se rugăm sigur, dar să spuneți vecinilor și spuneți că îl vreți cu bani. Eu că la lună de lună mă duc să țin 5 grinzi, 10 grinzi, 12 grinzi, cum mai țin. Păi mult nu mai rezistă cu odoră. Trebuie făcut. Păi trebuie. De câte ori se face? Fiecare mare specialist, când s-a făcut asfaltul, toată lumea a fost specialist. De ce s-a făcut așa, de ce fac? Nici primarul, nici consilierii nu poate să discute. Nu poate să discute asta, pentru că... La margine, o să toarne asfalt, nu știu, un an, 2-3. Nu, domnule, la margine este obligatoriu să termine în vara. Aveți încetat și tabla acolo? Data de finalizare a trecut? Da, domnule. Început lucrarea? De 3 iunie. Domnul primar, e prevăzut șans pentru apă, pentru scurgere? Bineînțeles. Da? Da.
Pe care latura drumului? Sabrile, nu e șansă. Nu, vorbim de șansă, nu, stați un pic. Puteți să ne arătați și nouă proiectul? Da, da. Da, pot, după dacă vreți, îl chem pe ăsta, pe Bursca. Unde? Cum e turnat pe aici, domnul primar? Cum e făcut în... Domnul primar, de la Costani și în partea noastră. Am înțeles că nu se poate. Acolo la Ticul, la Adeleanu, e rupere. Vreți să stau eu în zona aia, da? Dacă vedeți, m-am rugat, e o mașină, două de piatră. Ce se întâmplă? Adică acolo e lăsat undeva? Nu e lăsat, domnule. Deci, până acolo vine asfaltul, am înțeles. Până la Costanici. Până la port la Costanici. Da, domnule. Și deci, parte de nici balast nu s-a deci pe ăsta, pe margină, este cu fonduri europene o porțiune și cu fonduri locale deja ai câștigat licitația, deja începe cu, cu podețe și cu șanțul. Trebuie, dacă e vremea bună, începe și acum. Și nu face și în partea aia, uniți cu balta. Pentru că nu sunt bani, domnule. Dar nici de balastru, domn primar, nici două mașini de balastru, de piatră concasată, acolo e gaur în gaur acolo. Până nu am bugetul aprobat, eu nu pot să fac nimic, domnule. Când am buget, atunci aduc. Dobre, oare, vorbim dacă și aduc, de anul care s-a încheiat. Dacă aduc din râu, toată lumea zice, păi mi-a adus bolovan. Că omul nu iese să dea cu ciocanul. De cât ați cumpărat, domnul primar, în decembrie, pe acolo casată? De cât ați cumpărat, în decembrie? În decembrie n-am cumpărat niciun... Nu am luat niciun levine. În decembrie mi-a zis care la marș, mă, ceatră cu o casată, dar este ca buldo. Acum asta se fără buldo, nu este ceatră cu o casată, că se sună la... când nu lucrează la... Nu sunt buldo nou, sunt utilaje acolo, nu-i probleme. Care l-a listat în marș. Hai să vorbim cu asta. Faceți un proiect de hotărâri, noastră toți guvernanți aici, satul Marginea să plătească mai puțin impozit, pentru că suntem privilegiați de apă, canal și gaz. Și gaz. Plătim mai puțin, domnule, eu nu pot să mă compar cu unul care e la stradă, care are toate utilitățile. Și ce să zic de poiană seara? Nu mă interesează să te țin impozit de 15 ani. Domnule, și eu stau la stradă și n-am canalizare. Domnule, atâția ani, putea să faci să te țin. Nu-i motivul ăsta, nu-i motivul ăsta, nu. Ca să poți să nu fiți amendat, am închiriat de la POP, am închiriat o vitanșă ca să poți să vă fac serviciile. Soluția nu-i vitanșa, domnul primar, e canalizare. Soluția, nu-i vitanja. Amendați pentru ce? Ce e asta? Să fim amendați pentru ce a spus. Pentru că se aruncă, dacă vine unul și aruncă... Când îl prindeți, amendați. Nu. Dar un pic, dar trebuie să ne asiguri condiții întâi. Dumneavoastră știți că forțele toate trebuie... Dar de ce domn primar Beza Freatic ăsta acolo m-a tratat lui tu s-a dus că nu mai e apă potabilă? Că nu mai este potabilă. Apa de la comună nu-i potabilă? Apa... Martin, ar trebui o canalizare și noi suntem ceva. Dar domnule, dacă dumneavoastră ați înțeles că s-a proiectat, S-a proiectat de când ați umblat cu alergele de acum. Nu e adevărat, domnule. Dumneavoastră știți cât dorează proiectul. Margine a băgat primaria apă. Noi am băgat. Unde am băgat? Cine a zis că a băgat apă pe mine? Da. Mai interesat, da. Cine a băgat? Și mai am băgat. Au fost discuții care s-au auzit. Domn primar, dar acum extinderea asta de pe balt încoace. De ce n-a băgat primăria conducta aia? Dacă vor să mergi 2-3 oameni, un pic, vreau un exemplu. Dumneata o vezi așa, nu știu. O văd cum trebuie. O văd cum trebuie, domn primar. Informează-te și nu dezinforma oamenii. Eu ți-o spun pe aia, sincer. Spuneți că de asta am venit aici. Noi am extins acolo că a vrut oamenii. Da, dar pe banii lor, domn primar, au cumpărat conducta. Da, pe banii lor. Eu pe banii primăriei nu pot să dau un leu, domnule. Până nu am aprobare. Pe banii primăriei. Nu spuneți că ați făcut extinderii. Oamenii au cumpărat conducta. Sunt aici oamenii care au cumpărat conducta. Da, domnule, le-am aprobat și asta. Unii consilieri m-au criticat. Și când vine primăria, face alt șanț, altă conducte. Păi trebuie să luăm... Cum nu? Nu mai bagă. Cum să nu mai bagi? În primul rând, e micul conducta. E 63, ca să vedeți un sat din conducte de fi 63, e debitul mic, domn primar. Trebuie să-l luăm pe termen lung investiții. Conducta care s-a băgat acolo până acolo, nu o să... Dumneata nici nu știi cum e proiectul, domnul Gogu. Dumneata crezi că se leagă la conducta aia. Păi da, uite-te la proiect. Dar la care se leagă dacă aia e trasă? Dacă aia e trasă? Băgați alta atunci. Îi spuneți ce faceți. Nu, nu, dar stați un pic. Sunteți paralel, domnul. Vă aduc proiectul să-l vedeți. Stai și te-l dedicat. Dacă vrea să aduc proiectul, are proiectul. Eu nu fac
face Bodea proiectul sau consiliere? Vine un specialist, ia înălțimile și ia toate astea. Păi pălăria, este Cozana. Deci la deal când a venit apă, am cărat balastru cu furt, cu un lichean. Am cărat, ne-am împutat găurile. Asta nu este un bulldog la primărie, l-a împins o de vale. Deci ce am făcut noi, am împins o de vale. Este țeava aia înaltă, treci cu un degeu cu mașină, îi rupi prin două ocuri. Atingi, spargi vale. Se suspendă mașina. Trebuie făcut ceva la țeava aia, lăsată mai jos, au făcut un ceva. Acolo. Ne-am dus să facem șansul, domnule, acolo la Cozanu, sus. Da. A venit Gheorghe Cozanu, că în partea asta nu-mi faci. Până când am vrut să... Când nu făceam, a zis că... Nu acolo, mai la mare e problemă. Panta aia în sus, când am vrut să facem. Când am dus tocmai... Când acolo la rotarul, dacă închidem ochii că au fostele și ies în drum, toate dejecțiile acolo când se împărtă. Trebuie făcut. Păi dar trebuie, dacă mă duc în acolo, iară să trebuie. Numai cerințe, dar dumneavoastră, ăla care le face rele, nu le vedeți. Eu vă spun și pe ăla rele care le face și mai închidem ochii până reușim să facem ca lumea. Ca să nu dăm omului în cap. Dar când durează, domnul primar, până să băgăm canalizare? Durează, domnul Gogu, durează, în primul rând. În 4 ani s-a făcut nimic. Un metru de canalizare, 4 ani, domnul primar. Și acum, casnic, cât durează, domnul primar? Așa, estimarea dumneavoastră. După mine, până nu se face concesionarea de ăsta, e la Bacău omul care a făcut hârtire la Ion. Păi și unii îl putem găsi pe omul ăla, să vorbim și cu el. Dom'le, el le-a făcut hârtiile, le-a depus la Ion, la Bacău. Ionul trebuie să concesioneze. Când concesionează, noi mai dăm telefon. Când concesionează, Dumnezeu știe. Că eu nu pot să-i dau ăla în cap. De-aia trebuie cereri mai multe ca să vadă că există dorință. Că dacă nu există dorință... Nu-i vorba de bani. Trebuie ONU, distribuitorul, să facă concesiunea la ONR. Există aparatul cu specialitate care e plătit din bani publici. Toate. Să sune fiecare dintre domnule, să-i preseze. Sunt doar de primării care asta face. Chiar dacă nu vor, dați-ne adresă, mergem acolo la ei, că nu-i problemă. Mergem în primar. Bagă în seamă, nici eu, dacă nu fac oficial, degeaba mă duc eu că-s primarul. Bagă, dacă nu mai spun și eu. Să te scăpe din cura, nu poți face. Telefonul nu se face nimic. Mergem personal acolo, 50 de oameni. Un autocar, mi-am urcat să mergem de la ei. Dacă mergi și întoarce la primărie, că primăria n-a făcut demersurile respective, atunci, domn primar, să schimbă treaba. Păi eu am întrebat. Deci continuă telefonul, se ridică, se închide, sau... Nu, 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 cu telefonul sunt eu, n-am întrebat cu telefonul. De ce telefonul n-a să ce proiectant se închide telefonul, domn primar, știu, nu-i trebuie să... Da, păi... Trebuia să începem, vă dau un exemplu, trebuia să începem piața, domnule. Ați dat un exemplu cu Germania, nu ce am spus, l-a sunat direct în Germania, la șeful, la directorul de la EU. În Austria. Ei, facem același lucru. Facem un, trimitem un e-mail, ceva cu problemele noastre. Dar eu nu trec, merg ierarhic, așa e normal, a făcut ierarhic. Deci nu așa a venit, domn primar, am venit jos, ca în armată. Hai să vă dau un exemplu, deci trebuia să scot la licitație piața, să fac piața. Și nu ne-a dat autorizația drumuri naționale. Acum trebuie să înștiințez, trebuie toată, până nu terenul apare gol, că s-a uitat pe satelit, a văzut niște clădiri. Acum trebuie să dărâmi tot în piață, ca să poată să dea autorizația. În piață, unde era terenul de fotbal la jos, nu mai era nici cu... Trebuie să-i dărâm, până nu dărâm... Dar și cum trebuie să-i dărâm în piață? Într-o săptămână de intern. Dar acum trebuie să-i bun și să vedeți, scandalul după lume. Să vedeți scandalul după lume. Deci vă dau un exemplu ca să știți cum merge. Eu am bani, am proiectul și aștept aprobarea de drumul național. Când m-am dus drumul național, zice nu-ți dau autorizația până nu dărâm tot. Acum am făcut hârtia, e
niște inștiințește oameni să-și dărâme. Dacă nu-și dărâmă în 15 zile, intru cu buldozerul și dărâmă. Domnule, a venit pentru altă ceapă, pentru piață. Poate să supere, poate să nu se supere. Stăm fără piață. Un an de zile, dar facem piață modernă. Că și așa. Dar oamenii nu știu. S-a făcut studiul de fezabilitate. După ce se face, apare, după ce am pus bani pentru extinderea apă. După ce se termine extinderea apă, până în primăvară e terminată și extinderea de apă. Studiul de fezabilitate. După ce s-a făcut studiul de fezabilitate, îl dăm la proiectare. După ce s-a dat la proiectare, de-abia după aceea să găsim bani pe orice. Primul oară ce face asfaltul și după aia. Punele asfaltul, dacă am alocat fonduri europene, trebuie să îl facem, nu avem ce să facem. Dar conștient fiind că deci, o să strigi drumul ăla și să... Nu-i musai să facem prin centru. Prin centru poate să lăsăm la unii, se poate face și pe mare. Acum dacă le taie, le bat canalizarea, ce mai e? Domn primar, dacă se poate să strigi asfaltul, nu sunt banii publici, dar să găsești oamenii care sunt acolo, că sunt oameni care pot să pună banii la asfalt. Dacă toți sunt utilajele acolo, dar putea să mai facă încă 500 de metri? Dar nu sunt 500 de ori, sunt 200 de masă. Nu știu, am zis așa la măsura. Până la intersecție. Adică am pus și oamenii bani, sunt oameni care sunt care vor primi. Și cine are răbdare să totul să acolo de nici nu aveți răbdare să facem. Am făcut o treaba asta și pe panta aia sus. După ce faci asfaltul să vezi înălțimea. Ca așa din ochi tare ușor să vezi. Dar până nu faci înălțimea, nu știi cum să te legi cu drumul ăsta. Exact cum ne critică toată lumea cu asfaltarea. Bă, iau ce proști sunt ăștia de la Oituz, faci asfalt și ieșirea nu o face aici la dispensar. Dar nimeni nu știe că drumul național nu ne-a dat aprobare 50 de metri, că n-ai vizibilitate. Și de-abia după ce să termină lucrarea, după aceea trebuie să facem noi un alt proiect ca reparație drum, să putem să facem asfaltul. Și atunci este vizibilitatea. Problema aici. Păi de atunci o facem pe spinarea noastră, domnul Bădu. Drumul național e bunit condiția asta. Păi stați, domn primar. Păi dacă nu dă aprobare. Și atunci de aprobare. Este vizibilitatea, dacă acum nu este. Dar rămân casele ca să avem vizibilitate. Haideți, domnul, trebuie să vorbim lucruri pe nume. Nu ne prostiască. Mergem la ei acolo, domn, băi frate. Dar nu sunt primar, domn primar. De asta suntem plătiți aici. Să facem treabă, nu să găsăm mai scuze și mai... Înainte, că ne-ați venit dumneavoastră, cum ne trimiteți pe noi? Păi nu, dar dacă vine să-l aduc pe ăsta, să-mi explice, poate eu nu știu să vorbesc românește. Dar mai venit domnul Bâscă. Uite, îl chem pe domnul Bâscă. E prevăzut șans de spurgerea. E foarte important. Nu este nevoie. Spune-o, este. Este o este șans de acostament. Deci normal, la portetul de colo, ca în sabie, dar este nevoie de acostament. Va fi mai bine să mergeți în noroi, așa e? Păi acum hai să vorbim. Mai rău de atâta nu se poate. Mai bine să vină apa în casă. Păi cum să vină apa în casă? Așa vine, domn primar. Toată apa din drum e dată panta la casă de la vale, dar nu suntem. Chemam inginerul la care a luat lucrarea, că am vorbit cu băieții de acolo. Și a spus, băi, toată, am văzut cum a dat panta acum, că au îndreptat. Așa toată panta. Trebuie să stai oamenii cu sarjele stivi la poartă când vine viitora să blocheze apa. Și nu i-a prevăzut un metru de șanță. Hai să spun din. Acolo vine apă. Acum a trimis adus în urmă. Alo. Deci s-a rezolvat. Hai, eu nu spun aici, te rog. Acum ce vrei să vină adus toate asfalt? Nu vine? Nu, că nu vreau, trebuie să mai venim la ședință. Nu i-am murit domnul Fogu. Nu eu, domnul primar. Proiectul de pe marge. Nu eu, nu. Uite, am luat 10 lei. Venim degeaba, să șocăm aici. Să știm ce votăm. Dar nu mai merg la vot, știi ce? Nu, trebuie să mergem. Trebuie să mergem. Că facem alegeri care demonstrează că face ceva. Pe asta face, trebuie demonstrează. Domn primar, este șans la drumul ăsta care e la margine? Că a zis că este șans, prevăzut, rigolă betonată. Să scurgă apa. În unele locuri este... Uite, capri, domnul. Rigolă, domnul, în plus.
Ai cumva, știi, proiectul așa de, în general la margină? Da. Unde este șanță carosabil și unde rigolă? Rigolă, rigolă betonată. Da, putem să ne uităm un proiect exact. Proiectul de la asfaltare. De la asfaltare. Așa de expune. Dar apoi că proiectul s-ar putea să fie, nu știu exact. Dar nu asfaltarea a doua. Nu asfalta, că asfaltarea a doua șanțul să face șanț betonată ăsta care îmi vine apa mare, să face poduri cu peuri ăsta care facem cu fondul ăsta. Nu, proiectul care prin fonduri europene, prin care este în execuție la momentul actual și s-a început în principal să rigole de acostament. Dar domnule, dar alea ar fi suficiente? Dar ne uităm aici în ulițele care sunt făcute. Ălea s-a amplasat în șosea, din câte știu eu, băgate, dar nu sunt în marginea drumului. Nu știu. Și că nu era unde se ducea, domnule. Poate să-mi spui unde se ducea apa, dacă nu era chiar rigola aia, atâta, cât era, unde se ducea apa? Drumul se ducea, domnule, drumul era un pic adâncit, da. Dacă nu, nu... N-ați venit la flow, să vedeți și de apă, este acolo. Mică la 80 și ceva de ani, să o vezi cum iese din caz cu gălețele cu apă, de când s-au băgat acum ăștia cu drumul. Și te doare, nu? Păi și am muncit o viață acolo și se dărâmă. Păi și dumneata când dărâmi capea, sau a doua zi ai și terminat-o, domnule? Poftim? Când ai dărâmat casa veche, a doua zi ai terminat-o pe aia. A doua deja de vie, mă, păi durează, domnule. Orice vrei să faci, durează. Nu poți să amplasezi. Domnule, dacă tot se lucrează, faci șanțul. Dumneavoastră când v-ați făcut casa, ați făcut acoperișul și după aia ați tonat fundația? Exact. Domnule... E o gândire logică, adică eu n-am multă școală. Adică, da? Exact aceeași greșeală care s-a făcut și jos cu, da, cu rigola aia. Explică-ne cu proiectul și că nu depinde de noi. Că dar nimic oamenii... nu depinde. Eu am asistat toate ședințele noastre de aici, la Consiliul Local. Nu depinde niciodată nimic de dumneavoastră. Păi atunci de ce mai... Eu specialist, domnule, să-ți dau dumneata indicații de asta. Noi chemăm specialistul să ne facă... Căutați și plătiți specialiști care face treaba o dată și... Să aveți cu cine trage la răspundere după aceea. Ce înseamnă asta? Păi ce facem? Numai așa ne strângem ca să vorbim... S-a ras piatra de pe drum, domnul primar. Domnul primar, rog un pic. S-a ras piatra de pe drum, panta aia la mine acolo, înainte de sărbători, de Crăciun. Am zis că vine și acolo și punem ceva balast. N-am mai pus. Când a venit ploaia, că a plouat chiar înainte de Crăciun, fraților, nu vreți să... Ori la fundul Manciucului, ori la Coșca, ori acolo, aceeași treabă. Și n-am. Cât e bun să nu v-am sunat, domnule, revedeți. Și veniți în pantofi până aici să vedeți care e treaba. Și dacă a oprit lucrarea... Da? Nu, 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 dar puteți face și balastul. De șantier, ce să facem? Să facem, să punem acolo... Dar un pic de balast nu trebuia. Am predat, eu nu mai pot, domnule, eu am predat... Ei putea să facă, nu, nu, nu dumneavoastră, ei... Eu i-am predat lor și numai asta. Domn primar, ei trebuia. Trei mașini, atâta, nu era un cap de țară, balastul, nu trebuia piatră concasată. Balastul cum a pus mai jos. Eu cred că trebuie cineva responsabil să ia o lucrare cap coadă. Când s-a început drumul în margine? Domnule, drumul în margine, drumul pe cu fonduri europene are un termen. Ce termen? 2 ani, da? În iunie trebuie să fie terminat. În septembrie, domn primar, în septembrie. Scrie pe placard, în septembrie. În noiembrie. Eu aș fi optimist. Domn primar, la depunere, 3 iulie se începe asfaltarea drumului. Dar scrie pe el. 3 iulie, noiembrie, jumătate. Domnule, asfaltarea e tare simplă. Să faci infrastructura, drumul să faci. Asfaltarea într-o două zile a terminat-o. Până faci ăsta. Aici a spus aici. E vorba să faci drumul și să faci. S-a turnat un kilometru. Eu știu că la toamnă se circulă de jur împrejur, să pleacă de unde avea ticul de acolo și să vine până la parohie pe asfalt. Asta... Vini și șanțul? Șanțul? Da. S-asfaltează și șanțul? Da. E prins cu acum nu, acum nu. Păi și cum se vine? Pe asfalt. De la timp cum se vine? Roată până la parochia ortodoxă. La etapa următoare. Păi am. La etapa următoare. Da, înțeles, da, al doilea, da, da. Păi da, am al doilea proiect. Da, da, da. Început, dar am început. Și în partea aia spui că și neam încolo nu se duce. Nu apare în proiect. Deci va face circuit. E la Costandici, de acolo nu se duce. De la Costandici vine cu șanț. Și în colo? În colo nu am luat, cu tibat. Nu, 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 nu e pe bat. Deci nu arată să faci circuitul... Deci nu poate și ești foarte atât. Domnule, pe 2 ani, că nu ai bani, eu așa peste tot să facă și canalizare și tot. Am zis că venea și aia și uitam și căi aia de acolo cu niște bani, cu ceva. Nu se auzi, domnule. Acolo ce putem să facem pentru ei, dar... Domnule, mă, acum dați-mi un răspuns. Gazul și canalizarea în cât timp la margine? Nu pot să dau, domnule, un răspuns. Până nu ia de la ANR aprobarea distribuției, nu pot să fac. Nu-ți mai poate duce de aici, nu-ți mai poate duce de aici.
Spuneți că durează un studiu de fezabilitate pentru extinderea canalizării în toată cu una și cât costă? Făcut, o să fie indicatorii băgați în cerința următoare. Valoarea euro estimată 38 de milioane lei noi. Și am ales varianta cea mai simplă, că era și varianta, că erau două variante și o variantă mai scumpă. Sunt foarte 14 stații de pompare, pentru că sunt zone, da, nu-i ca la câmpie numai dreptul. Oricum poate fi la tare bilietul local. Eu da, seama, e valoarea enormă. Deci puneți pe 4, să vedeți că am ținut. Dacă se obține finanțarea, s-a pierdut studiul de sănătate. Oricum nu e frizie. Expiră. Cum a fost podul la Grațan. S-a proiectat atunci, se putea acum, acum ridica problema băieții. Păi îl mutăm, mai la vale cu 200 de metri. Dar nu mai cheltuim alți bani cu studii de fiecare, cu proiectare și cu toate astea. Dacă se poate. Trebuie văzut treaba asta, că sunt niște bani și la proiectare care să avem. E același pod, îl mutăm mai jos cu 200 de metri. Nu-i complicat deloc, e tot în zona respectivă. Nu mai la Drăghici, e la Galațana. Trebuie să le iei de la început, explică domnul. Am întrebat domnul primar, n-am dat să le iei de la început toate operațiunile, ce tot vorbiți. E ușor să vorbim în necunoștință de cauză. E cu totul, exact, luăm totul de la început. Domnul primar, trebuie adus proiectanți ca să priceapă, să știe meserie. Am văzut cum... Trebuie să le iau eu de mână și la domnul. Eu fac licitații, explicați domnul. Nu-i aduce pe proiectant, nu-i aduce consiliul local. Hai să nu vorbim, ne ascundem. Să știți, băi, ăla e bun, ăla nu-i bun. Când care-s ai participat bun? La licitație, te-ai chemat, hai Gogule, la licitație? Nu, m-am uitat pe seama, domnul. Păi atunci cum poți? Atunci cum poți să spui că la duci primar? Auzi, păi nu, stați un pic. Tu ai zis că la duci primar. Dacă știi că nu-i serios, nu-l mai aduci. Păi atunci am. Păi nu, dar nu-l primești la licitație. Nici chestia asta nu poți să fac, domnul. Sunt motiv. Nici chestia asta nu poți să fac, nu-l primești la licitație. Proiectarea vorbim. Să ne ia. Vorbim de proiectare. Proiectarea se fac din birou, știți foarte bine. La jitării, trebuia prima uliță asfaltată acolo la jitării și când a făcut proiectul proiectantul și când au decopertat a găsit 6 izvoare sau câte au găsit și nu poate să toarnă asfalt. Dacă dau un proiectant din birou, din birou s-a făcut proiectul. Izvoarele pe drum. Corect, dacă ducea în teren. Așa și la margine. N-a venit să vadă câtă apă vine de la deal la Șlibor, vine în drumul comunal, în drumul sătesc acolo. Că dacă vinea și vedea câtă apă, prevedea rigoră. Dar rup porțile la oameni. Dar cum? La faraona, el a ajuns la mână la poarta. Lumea nu știe, primar nu știe nici joară. Noi la nivel de problema foarte bine. De la Trotușanu până jos, în loc să ridice terenul sus cu jumătate de metru ca să ia din panta aia care apa a călat ani, zeci de ani a călat jos, atunci am decopertat, m-am dus mai jos cu jumătate de metru, săracii lucru nu poate să mai orice în curte, că i-a băzmat atâta. În loc să ridic drumul, să fac pantă, să răcet, drumul l-am îngustat. Acolo s-a oprit lucrarea. Și drumul, că nu cap două mașini pe lângă altă. Domnule, așa a fost drumul și așa s-a făcut proiectarea, că drumul nu se face. Dacă ridică drumul, ce se întâmplă? Păi, el acolo s-a oprit lucrarea. Ați zis bine. Domnul, acolo s-a oprit. Dă de apă, păi normal că dă de apă. Acolo s-a oprit lucrarea. Nu e adevărat, a fost un an când ploi și a ieșit apă. Dar acum, pentru că a ieșit apă, a trebuit să facem lucrări suplimentare. Și lucrează proiectantul la lucrări. Acum am spus la Susanu dacă dă un vin. Gelul, apa vine pe drum și stai și chipi. Da, dar dumneavoastră știți că acolo vine asanări. Tocmai de-aia s-a oprit. Și când le faci? Trebuie să schimbă. Când? La primăvară, când începe lucrarea. La primăvară, dar nu știu când e primăvară aia. Domne, înseamnă că nu știți. Dacă nici încredere când suntem de față, nu aveți încredere ce vă spunem de față cu... În loc să umple terenul, l-am dus mai jos. Am gustat drumul. Domnule, a decopertat să facă și când a văzut... Dacă pune mult, eu fac, eu pun gâtul jos. 47 cm să va pune două. De ce nu participați ca primar, domnul apostol? Poate faceți mai mult, domnul. Aleagă oamenii. Și dacă vă duc de metru mai sus... Alegere, puteți și independenți și toate astea. Participați, poate. Nu știu.
Dacă trec două mașini, nu cap. Ori sau la Trotușanu în sus, ori jos. Aștept să treacă un alt. Păi faceți ăsta și facem suplimentar. Faceți o hârtie cu toți oamenii și facem suplimentar noi lucrări. Oprim alte lucrări și lărgim o bandă de refugiu. Nu trebuie să lărgim. Păi da, dacă spunea un plutur, domn primar, să lărgea drumul. Bă, așa e terenul acolo, domn primar, dar mergem la fața locului. Atâta vorbești tu, tu crezi că mergi? Așa ai făcut și cu podul, că e bun așa, domnul Bode, așa. Domnul primar, șapte ingineri, ți-a spus, oprește-te, nu că e bun, așa știu eu, e bun. Și acolo dărâmăm, hai să spunem lucrurile. Domnul primar, ați auzit proiectant, când a venit cu proiectul, a venit în jumătatea lui aprilie și a început lucrarea din noiembrie 2018. Și în 2019 a venit. Nu, pentru cum să-ți dacă avem proiectul, fratele, a venit în aprilie, jumătatea lui aprilie proiectul. Domnul Ionuț Vâscă este aici. Atunci avem proiectul semnat de verificator la gata. Dar unde e lucrarea asta? Aici în Călcăi. Domnul primar a început lucrarea, toată iarna a forțat, ții cu dăi, toarnă, pune antigel, toarnă beton, că trebuie să dăuse niște bani proiectantului din noiembrie, decembrie 2018. Până n-ai proiectul, așa a început, domnul primar, așa a început, eu să știu, dar eu să știu că a trimis niște planșe, domnul primar, stați un pic, domnul Troș, a trimis niște planșe care le-am acasă, nu mint. Și l-a sunat pe domnul primar, am venit la birou, i-a spus, sunt 12 fiare la pila podului, 12 fiare în albi, cum poți să pui 12 fiare în albi și 80 pe 80 de beton? Dar tu ai experiență, țicule, dar până n-ai proiectul în față, nu te-a pus. Mi-a trimis niște planșe. Semnat de proiectant și dar nu de verificator, numai de proiectant semnat. Domnul primar, recunoașteți, ați sunat și nu v-a răspuns la telefon. De șantier, are diriginte de șantier care e specialist, inginerul care e specialist, i-a spus nu turna, nu că e bun așa. Când a venit, primar, când a venit ăștia, au primat. Lăsăm minciuna deoparte. Domnul primar, nu, lăsăm ce deoparte. A fost proiectantul așa și... Așa vine peste tot, toată lumea vine și... Apropo, cine e domnul primar, aici domnul primar? Domnul Gogu i-a pus din buzunar, nu-i pune nimeni. Nu, că m-a pus domnul primar. Da, iată, am casat. De ce nu? Da, am casat. Iată 1.600.000 fără să facă nimic. Am casat vreun ban, n-am. Domnul primar, la zid a fost verificat, a fost decet la fundație, a fost verificat zidul, n-a comentat nimeni, la culei la fel, la pili, la pili și i-am spus. Am luat din 12 bari la 12 bari fit 18, am pus 44 din bari la pili. Problema să știți. Nu vrea să ceară chemat pe domnul ăsta. Domnul primar, să nu ne învățăm cu apă rece. Eu am început. Cu concesionarea. Deci am început cu concesionarea a doua. Prima fază începe acum, deja a cumpărat fierul tot cât poate să lucreze cu șanțul ăsta să-l facă, ca în momentul când vine cei de acolo și de aici să se întâlnească, ca să fie o continuitate, ca să poată copiii să vină și după aceea continuă și pe baltă. Deci există un proiect. Dincolo ce putem face anul ăsta, să vedem ce bani, că Consiliul Județean încă nu ne-a dat bani. Am cerut nou. La drumul vreo 600, cât domnul vice? Vreo 600 de mii de lei am cerut pentru drumul, pentru întreținerea drumului de la asta. Așteptăm bani de la Consiliul Județean. Eu sper să ne... ăsta. Pentru că eu pot să iau o piatră concasată, îmi dă și pe împrumut de la Marius, da? Eu acum vă spun sincer, exact cum făceam noi piatra acolo, din râu, are și pământ și tot și iese. Trebuie să aducem o piatră de aia concasată bună. Domn primar, mai e o problemă minoră. Să vă aduc din râu, eu vă aduc. No. Dacă îți bolovanii ăștia îl trage așa, niciunul, dacă am avea echipă să vină să spui, domne, când trece buldo, vine oamenii și cu lopata, dar cu oamenii când vin de la ajutor, unul vine, unul nu vine. Vin niște femei. De ce să vă dacă și dumneavoastră să arăsa, eu vă aduc cât vreți piatră de râu. Domn primar, nu fac ceva. Chiar primar, nu drum. Degeaba. Domn primar, mai e o problemă. Asta e ușoară, nu spune cheltuială mare. Cu balastratul drumurilor extravilane, agricole, cum le spune. Da. Un kilometru, dacă se făcea pe an, domn primar, era 4 km în 4 ani. Nu s-a adus nimic, nici la Manciuc, nici la Știbor, la Coșna. Nu s-a adus nimic. S-a început cu drumurile la 6 metri lățimi și când mergem la deal pe acolo, intrăm până la genunchi, mergem la vie, S-a început drumul ăla, erați viceprimar când s-a început. Ați oprit lucrarea și n-ați dus să mai dați utilajul. Ar mai trebui
12 ori, 18 cel mult, un buldozer să termine drumul la deal, să poată locul meu la... Domnul Vici a fost la fața locului, a fost acolo, a văzut. Domnule, asta aici. Spuneți de drumul ăla, 7 oameni vin la mine ca să trecu pe terenul lor. Că aveți un loc acolo. Eu n-am zis nimic, am vrut să mă informez. Păi informați-vă! Hai să aflăm adevărul. Unul mi-a zis, domnule, drumul bun care ajungea la mine la odaie. Pe acolo trece. A trecut drumul pe jos. Mi-a cerut o țeavă, i-am dus omului o țeavă, i-am dat. A zis când o să... Unde a dus-o acasă, unde a pus-o? Nu, când am văzut-o până nicăieri. Încă n-a dus-o, dar i-am dat-o. Dacă s-a făcut afacere, ce se poate? Păi da, domnule, unde a pus-o? Când am văzut-o, ieri am fost la ea. L-am trimis acolo să vadă țeava, dacă îi place și să-i o duc. Nu-i pus, domn primar. Trebuie în balta aia acolo, trebuie 3 mașini din balastul de prun. Nu piatră concasată, 3 mașini. Drumul e uscat. Deci omul care a venit de acolo, i-am dus să am 4 țevi la ăsta, la școală. Și a spus să aleagă țeava. Și când e liber tractorul, să-i o ducă, să-i o băgăm. Deci eu le știu toate problemele. Dar unul spune de ce a trecut pe acolo, altul de ce a trecut pe acolo. Și dacă încep să mă duc acolo, să are omul în cap. Că ai trimis acolo că e cu Ticu. Dacă ai trimis dincolo că e cu Vasile. Dacă m-a dus la Rotaru, ultima casă, și să tai copacii, dar de ce tăiați copacii? Pentru că nu intră mașina. Domnul Ticu știe când am tăiat copacii, când am mai defișat. Am defișat. Când am mai ce scandal am avut. Să circulă pe drum acolo cu bascula, cu mașina mare. Când se termină acolo, domn primar? Când se termină drumul? Drumul care s-a început. S-a oprit așa. Trebuie să... Am mers până la jumate sau jumate, s-a oprit. Deci trebuie să văd un post, n-am post liber pentru burdul excavator. Și nu vreau să-l dau burdul excavator. Închideți un buldozer la Marius 12 ore, nu mai mult. Atât, când facem mai bună treabă, știți buldozerul care? Când a fost buldozerul închiriat, ți-am dat pe tine acolo și s-a făcut când s-a făcut și după aceea gata, am terminat. N-am terminat. L-ați luat, domn primar. A fost și eu acolo. S-a luat buldozerul. Nu mințim, domn primar, nu niciuna nu-i numărit. Înseamnă că n-am mai putut ăsta. A avut o lucrare și a spus... L-a luat domnul Vici. Nu, domnul Vici, înseamnă că ăla n-a mai vrut. Nu, s-a luat buldozerul și a rămas drum așa. Da bine, se poate reveni, nu e o problemă asta. Dar cu buldozerul care avem acum, dacă găsim un meseriaș bun, putem face. Că ăsta e, ați văzut ce buldozer excavator s-a luat cu fonduri europene, care să nu mai rămână agățat cu roți mari, ca să poată duce peste tot. Cu putere mare. Ce face buldozerul? Nu, trebuie să țină cont. Are cineva din trei. Deci cam asta e. Ședința următoare când este? Oricine ar veni, deci oricine ar veni primar să-și nu vă așteptați pentru canalizare la mare. Că se face canalizare. A început toate demersurile, s-au făcut proiectări, dar durează. Domn primar, să puneți la vot un vot de principiu pentru canalizare și gaz la margine. Și principiu, domnule, dacă s-a făcut studiu și vine și studiu de apă, ce principiu? Păi da, ca să putem face proiectarea, domn primar. Să mai există un tip cu gazele, telefoane cu ceva. Deci, la gazul găsim soluții. Eu v-am spus că s-a făcut hârtia, s-a făcut hârtia, pentru că dacă s-a adunat de când ăsta să vadă că există cerințe, să băgau, așa? Să mai dau un telefon. Și până nu apare asta, nu se poate. Deci poate să dea în cap oricine. Deci să lucrează la treaba asta. S-au făcut hârtiile, când vine ăsta, încercăm. Ce am dat eu voie, cine vrea, noi toți consilierii am aprobat, cine a vrut personal să bage, am aprobat, că acum trebuie să aprobe Consiliul. Chiar dacă vreți personal să trageți o conductă de gaz, nu știu, se poate, de la exterior. La gaze nu se permite nimic, domn primar. La apă merge, dar la gaze nu-ți dă, trebuie firma autorizată. Domn primar, haideți să nu mințim lumea. Domnul consilier, am aprobat pentru introducerea gazelor la casă, trebuie orice aprobare. Ăsta. Nu poate să fac orice firmă. Până nu dau aprobare, nu poate să bage nimeni gazul. Dar nu că facem noi pe cont propriu, cum a spus dumneavoastră. Dumneata, domnule, dacă vrei să-ți bagi gaz, vine proiectantul, îți face proiectul și noi, el nu poate să-ți bage. Dar nu fac eu lucrarea personală, cum a zis dumneavoastră, băgăm conducta noi. Tu ca personal.
persoană fizică, dacă vrei să bagi gaz, asta e altă treabă. Asta vreau să zic. Și noi trebuie să aprobăm. Dar asta o fac eu din, din drum și până la mine în curte. La apă. La apă. La apă. Dar nu vorbește de gaz. Și de gaz. Deci se lucrează, domnule. Și la, domn primar. Și la doilea rând, în defavoarea la asta am început că pot să lucrez iar, în defavoarea la baltă, am trecut în, aici să facem, pentru că în momentul când vine asfaltarea, fiind aia care asfaltează, poate să treacă. Că aici, dincolo pe baltă, e mult mai complex. Trebuie să începem cu șanțurile, carosabile. Domn primar. Sunt mai multe case în partea aia. Nu-i vorba, era, e adevărat. Aici pe șanțuri, acolo ajutam. Deci vă spun o chestie, dacă era politic, începeam pe baltă. Că aici nu e nicio casă să mă voteze pe mine, ca să spuneți că e politic. Nu, dar n-am zis. Este, e nepolitic, este pentru buna desfășurare a activității. Și apa, calitatea apei potabile în comună Autuz nu se poate îmbunătăți, domn primar. Dar asta nu e apă potabilă. Dar nu v-am vorbit. Nu este apă potabilă. Uite, eu o beau, domnule, și mi-a spus la povieți, dar nu este apă potabilă asta. Mergem acum la fața locului, la bazin și la captare. Vine din Leșunț, apa, fraților, vine din Leșunț direct. Domn primar a deviat Leșunț, a tras până la captare șanț cu buldeu excavatorul și vine direct la populație în comună și le ia populația. Când plouă de vine Leșunțul, tulburi, vine apa tulburi. Când cu șobolan, morți, cu multe probleme acolo care sunt. Mai tras dracu de-n gură. Domn primar, Merge la fața locului. Vorbim. Pentru că vorbești prostii. Nu prostii, domn primar, asta e adevărul acolo. Apa trece prin pământ și tu zici că trece șobolan. Stai mai du-te încolo și are. Mergem la deal acum. Dar du-te. Nu vreți să veniți acum. De atâta lume apă, domn primar, gândiți-vă. Da, și eu beau, bă, și eu beau. Dar nu-i treaba mea că vezi în asta. Care ați făcut totul de acolo. Ați luat probe. Am luat probe de la Ciușmeau când plouă, când nu plouă, e foarte bună la Budăi apa și când plouă, e jale de nitriz. Păi nu-i vorba de plătit. Gătim Leșunțul, apa din Leșunț. E apă de Leșunț aia, care este în lege, dar este în lege, apa industrială și apa de agricultură, de irigații, e plătită din Guvernul României, gratuită. Asta e apă gratuită, nu plătim noi. Domnul Petrișor și așa a făcut reclamație. Spuneți, facă o tărâne, opriți apa, sunteți de acord? Nu, sunt izvoare. Până acum v-a ajuns. Spuneți oamenilor pentru ce am făcut reclamație, ca să știe. Concluzia mea din această ședință, că pentru dumneavoastră toată lumea minte și doar dumneavoastră spuneți adevărul. Asta este concluzia mea. La toate ședințele am vorbit că mă rup să iau ca să putem să modernizăm, să luăm terenul. De 4 ani de zile nimic, domn primar. De 4 ani de zile nu s-a făcut decât ați de avea Leșunțul ca să aibă lumea apă, să zică. Dar aia pe industrială, fraților. Trage tafuri în păduri lemne. Sunt atâtea probleme acolo. De populație. Vreau să dau o replică, că m-a invocat domnul primar. Ca să știți, reclamația la DSF a fost în felul următor. Au fost vreo 4-5 buletine de analize care nu au ieșit conforme. Și de cei 3 ani jumătate am tot zis în ședință. Domnule, anunțați populația când apa nu este potabilă. Apa este bună. Mereu am avut aceeași replică că dânsul consumă apă de la rețea. Când s-a primit amendă, asta s-a întâmplat anul trecut, am făcut adresă către DSP să-mi zic în felul următor. Dacă apa este potabilă sau nu și dacă populația trebuie informată. Iar DSP-ul mi-a zis, conform buletinilor și mi-a dat acolo numerele de la buletine, nu este potabilă, există risc pentru populație, iar distribuitorul trebuia să informeze populația. Nu s-a făcut niciunul din aceste demersuri. Aceasta a fost reclamația domnului primar. Trei elemente nu ies bune, restul toate iese bune. Nu iese bun că exact ca la orice izvor mătasa broaște, pentru că nu avem clorinare. Deci la noi izvor, domnul primar, e de Leșunța apa. Nu spuneți că e izvor, e de Leșunța apa, vine direct. Haideți să nu mințim acum. Păi nu, asta e adevăr. Nu am ce discuta. Da, că tu ești în afară. Nu, haideți la fața locului de unii apa comună. De unde s-a făcut captarea? Că noi ați deviat Leșunțul personal.